China a raportat 10 de cazuri de infectare cu un virus identificat recent. Infecția se manifestă prin febră, oboseală, tuse, pierderea poftei de mâncare și dureri musculare. Virusul ar fi trecut, cel mai probabil, de la animale la oameni și a fost detectat pentru prima dată în provinciile din nord-estul Chinei la sfârșitul anului 2018. Însă a fost identificat oficial abia săptămâna trecută. Cercetătorii au testat animalele sălbatice și au găsit ARN viral la chițcani, ceea ce sugerează că aceste rozătoare ar putea fi un rezervor natural. Virusul a mai fost detectat în mai mică măsură și la caprele domestice, dar și la câini. Nu este clar dacă se transmite de la om la om. Cele mai multe dintre cele 35 de cazuri au fost la fermieri. Până acum nu au fost înregistrate decese și nici îmbolnăviri grave.